Astăzi, la discuțiile pe moțiune, pe lângă zbuciumații de serviciu și penibilii noștri cei de toate zilele, Doamne, Doamne, ce oameni au ajuns în Parlament, s-au născut niște rivalități. În meciul ăsta pierdut la scor de PNL, am avut și niște derbiuri, ca să zic așa. Dan Barna s-a certat cu Hunor Kelemen. Cine ar fi crezut, mă, una ca asta? Barna cu Kelemen? Mi-am făcut cruce, zic, bată-te să te bată, bă, dănuțe, că și tu ești patriot naționalist de ăsta nocivă. Domnule Kelemen Hunor, cât o să mai jucați partida aceasta a virginității interesate? Când o să încetați să mai fiți un PSD bilingv? Simțiți că vă fuge pământul de sub picioare? Pericolul, domnule Kelemen, nu vine de la partidele românești, așa cum o spuneți din când în când, ci de la obtuzitatea UDMR, care de ani de zile e preocupat exclusiv de conservarea unor privilegii pentru o mică minoritate. Bravo, bă, băiatule, bravo, mă, mă! N-ai simțit, mă, Dănuțe, așa că ești viu, mă, că parcă trăiești? Ai simțit, mă, așa ceva care curgea prin tine? E sângele, frate, când ești viu. Curge, se agită, e fierbinte. Pasiune, bă, înțelegi? În sfârșit, în sfârșit, domnul Barna. Sincer, credeam că sunteți ca ursul coala, așa, da. Că n-aveți nici prădători naturali și nici nu vânați ceva. Dar uite că nu e așa, da. Faceți și dumneavoastră parte din lanțul trofic. Păpațiu de meriști. Ah, domnul Barna s-a dat și la animale mai mari, dar s-a auzit mai mult un schelălăit, așa. Toată România se întreabă astăzi dacă nu asistăm cumva la un nou blat PSD-PNL, dacă nu s-a ajuns la o înțelegere. În public și premierul Orban și președintele Iohannis au spus că vor alegeri în două tururi, dar asta nu înseamnă că vom tolera în vreun fel înțelegeri pe sumasă. E, hai că te întinzi, mă, Dane. Cu Orban și Iohannis a fost la modul: Bă, deci dacă vă dau una acum, vă sare scama aia pe care mă scuzați că o aveți pe umăr. E drăcia dracului, că dacă mă enervați, vă șterg pantofii de vă tocesc pielea de pe ei. Aveți grijă, dar nu vă jucați cu mine. Mi s-a părut că la un moment dat s-a auzit vocea lui Orban: Dănuț, treci la cușcă, hai. Da, cred că mi s-a părut. Domnule Dan Barna, acest domn imaculat al politicii românești, ar trebui să construim, să dezvoltăm o cultură politică bazată pe credibilitate, domnule Dan Barna. Domnule Dan Barna, ar trebui să lăsăm ipocrizia în afara Parlamentului. Mă bucur că dumneavoastră nu aveți niciun primar și vreți să stabiliți regulile după care vor fi aleși primarii. Mamă, relaxat, Kelemen, bang, îi dădea așa cât o smetie. Ideea e că Barna s-a gândit: bă, trebuie să fiu și eu ofensiv, da? Trebuie să fiu și eu rău cu cineva, mă, cu cine să fiu? Ia uite-l pe Kelemen, un ochelarist ca mine, ia să mă iau de el. Foarte curajos, domnul Barna, foarte viguros, mi-a plăcut. Ia uite ce i-ai făcut lui Kelemen cu loviturile tale devastatoare, da? Că tu știi, bătaie, că ai mai luat. Celor care sunt îngrijorați ce se va întâmpla mâine dacă pică guvernul, dacă guvernul este demis, dau un citat din Winston Churchill: numai după lăsarea întunericului strălucesc stelele. Să nu vă fie frică. Vom putea construi pentru fiecare cetățean, pentru fiecare comunitate, o țară ca afară. Ce e asta? A fost un citat de genul: când va bate vântul prin părul tău, să-ți aduci aminte că sunt hândrălău. Adică fizica nucleară este disciplina din domeniul fizicii care se ocupă de structura și proprietățile nucleelor atomice. Ce legătură e, bă, Kelemen, între noapte, stele, Churchill, Winston, dacă bea mult vin, acolo îi vine Winston, am văzut că ai zis corect, și cetățeni, o țară ca afară? Băi, Barna, ai dat prea tare, mă, nebunule, l-ai dezaxat pe Kelemen, e daună totală, n-ai văzut? Și-a mai dat unul un citat, Fenechiu de la PNL. Abraham Lincoln spunea acum mai bine de 150 de ani că democrația este guvernarea poporului de către popor pentru popor.
Abraham Ham, așa cum zici, matale. Bă, dar numai citate din ăștia morți aveți? Ce ați găsit și voi pe net dimineață când v-ați făcut discursurile, a? Cum ați căutat pe Google? Citate belea pe democrație, a? Bă, băieți, să vă dau eu un citat din Dorelian Vasilescu. Ce, nu-l știți? Doru, mă, așa-i zic colegii, Doru, e mecanic la CFR. Iar el a zis o vorbă mare. A zis așa, citesc din memorie: marș, bă, la muncă! Dar adevăratul scandal de azi a fost între Orban și Ponta. Au plecat de la sănătate și au ajuns la alcool. Ca să vezi cum e românul. L-am auzit pe un alt lider politic, proaspăt colaborator al dumneavoastră, după ce v-am jurat vreo 2 ani de zile, că are o atitudine critică privitor la spitalele private. Păi unde s-a operat domnia sa? Nu cumva într-un spital privat, dar nu într-un spital privat din România, ci într-un spital privat din Turcia, dragii mei. Ce legătură are Orbane asta cu... Dar vom vorbi imediat și despre porcăria asta cu sănătatea la privat. E, am zis la început o ciondăneală între ei, domne. Doar că Ponta nu mai știe de glumă. Nu, de când a plecat Tudose din partid și a luat toți securiștii cu el, i-a pierit râsul de tot lui Ponta. Dragă Ludovic, să știi că eu m-am operat de picior. N-am fost la o cură de dezalcoolizare. Au, i-a dat la sticluță, i-a dat de i-a sărit dopul. Nu vi se pare că moțiunile devin din ce în ce mai mișto? Înainte parcă ne consumam așa, eram mult mai pasionali. Eu zic că o moțiune la 3-4 luni ar fi ok. Ca așa-i și vezi cum vorbesc, ce pot, cât îi duce piftia dintre urechi. I-ați promis la Dragnea că mergeți cu el până la capăt. Închipuiți-vă că aici e Dragnea și nu e în pușcărie. Vă întreb, mai mergeți cu el până la capăt? Ei dau citate din tot felul de politicieni celebri din trecut, dar vorbesc ca cizmele. Auzi la acest băiat, i-ați promis la Dragnea. Lui Dragnea, mă, gramatule, lui Dragnea. Mă rog, nu cred că în acea adunare de azi din Parlament, adunare din care, repet, nicio femeie n-a vrut să vorbească, de scârbă normal, nu cred așadar că există în Parlament personaj mai greșit decât acest Florin Roman. Priviți, fraților, priviți, oameni buni, și spuneți dacă ați mai văzut asemenea bazaconie de când v-ați născut pe lume.